Sămâna, bună ziua! Vă întreb pe cei care sunteți în această sală dacă careva dintre dumneavoastră, dacă cineva dintre dumneavoastră știe sigur ce ne aduce viitorul. Și dacă știe, să ridice mâna. Da, apreciez, mă așteptam la reacția asta, iar dacă cineva era să ridice mâna, l-invita pe scenă, că eram curios să aflu și eu. Dar una peste alta, mi-am intitulat prezentarea Știu sigur, pentru că mi-a căzut o fisă. Nu știu cum va fi viitorul, dar știu sigur o piesă a viitorului. Știu sigur și sunt gata să răspund și chiar să vă dovedesc de ce afirm acest lucru. Așa se explică, iată, primul meu slide, care duce undeva cu ideea că mi-a căzut o fisă. Chiar mi-a căzut o fisă, dar să vă spun în ce context. Anul trecut a apărut la editura publică această carte, Un veac de sinceritate. Aici mai jos scrie Recuperarea memoriei pierdute a economiei românești în perioada 1918-2018. Perioada 1918-2018, ca să vă spun așa direct, este, după părerea mea, o apariție binevenită, excelentă în piața de business și economică românească, chiar o lectură obligatorie pentru oricare vă aflați în această sală sau ne auziți pe internet. O lectură obligatorie. Lectura este accesibilă, este bine scrisă, vorbește despre macroeconomie, într-o echipă coordonată de către Liviu Voinea, încă viceguvernator al Băncii Naționale a României, din august, dacă lucrurile merg conform planului, reprezentantul României la Fondul Monetar Internațional. În cadrul acestei cărți, veți găsi următorul tabel. E sucit, l-am scanat. Dar știți ce e asta? E povestea de 100 de ani a României din punct de vedere economic. Tehnicist se numește ciclurile de afaceri și începe din 1915 până în 2015. Nu este cuprins 2018, dar am să vă fac vorbire. Am să vă explic și cum să interpretați acest grafic și veți vedea această linie care, mă rog, are o tendință ascendentă cu mici întreruperi. Aici este povestea României în ultimii 100 de ani, foarte tare. Și acum să vă ajut să o pricepeți. Coloanele astea negre, mai închise la culoare, sunt perioadele de recesiune economică. Recesiune economică a la carte se definește ca fiind o scădere succesivă, a două trimestre succesive, a produsului internațional brut a unei țări. Produsul internațional brut fiind suma tuturor valorilor, ca bun, produsul intern brut. Trebuie să mulțumesc, Elena. Perioada asta e o perioadă de scădere, de stagnare economică, de scădere economică. Perioada dintre aceste coloane este o perioadă de creștere economică. Și aici sunt poveștile din 1915 până în 2015 și aici 2018. Ca să știți, suntem într-o perioadă, după cum probabil bănuiți, de creștere economică. Așa s-a scris chestia asta. Câteva comentarii, desigur nu vă pot spune toate cele, vă îndemn să citiți cartea. Am avut în ăștia 100 de ani 18 perioade de creștere economică. 18 perioade de creștere economică. Am avut o medie bună de 3,3% pe an. Suntem printre campionii creșterii economice. Chiar în lume. Sunt mai tari japonezii, în special datorită evoluțiilor după cel de-al doilea război mondial, și chinezii, în special datorită evoluțiilor din ultimii 30 de ani. 18. Ce înseamnă chestiunea asta? Înseamnă că media creșterilor economice în acești 100 de ani a fost de 3,7 ani, adică aproximativ 15 trimestre. Cel mai mult a mers, asta e o medie, am mai avut și mai mult și mai puțin. Dacă ne comparăm cu alții, uite, cu germanii, francezii, englezii, România și Statele Unite, se observă niște lucruri interesante. Foarte important, am fost întotdeauna în pas cu lumea. Întotdeauna în acești 100 de ani am fost în pas cu lumea. Se cam potrivesc în linii mari. Specific, altor mai dezvoltați a fost că germanii, spre exemplu, iată, au o perioadă de creștere mai lungi decât alții. Noi suntem undeva la 3,7 ani, eu sunt undeva la 7,2 ani. Mai apoi, lor le urmează Marea Britanie cu 6,2 ani. Mai apoi vin francezii cu 5,8 ani. Mai apoi vin americanii cu 4,6 ani. Și dacă tot am pomenit americani, ceva foarte interesant. Ciclurile noastre de afaceri sunt cel mai asemănătoare cu economia americană. Surprinzător. Nu vi se pare surprinzător? Datorită faptului că acolo era pușculița cu banii lumii și când oamenii hotăreau să dea oxigen și să miște capitalurile, începeau să se împrăștie inclusiv în țările emergente sau în curs de dezvoltare, cum ne numeam noi înainte. Foarte interesant.
Din punctul de vedere al perioadelor de scădere economică, suntem undeva în media lumii. Suntem la 1,8 ani și țările dezvoltate sunt între 1,4 și 1,9 ani. Dacă e să ne raportăm, să raportăm acel ciclu de afaceri cu țările din prejurul nostru, uite, Bulgaria, Ungaria, Polonia și România, suntem în cam în trendul etapei, adică suntem normali. Diferențele o fac mixul de politici interne și mai face o diferență modul în care s-au comportat față de noi creditori internaționali. Spre exemplu, polonezii au fost de mai multe ori iertați și li s-a tăiat mai mult din datoriile contractate de ei decât noi. Noi suntem pe undeva pe la 30-33%, ei au avut să reduce și de peste 50% din datoria pe care au contactat-o de la creditori externi. Bine, oameni buni, și o să ziceți, bă, dar ce legătură are toată chestiunea asta cu liderii viitorului? Dom'le, și acum mă întorc la graficul inițial. Scădere economică, creștere economică, scădere, creștere, scădere, creștere. Pun pe subiectul ăsta tema conferinței noastre, liderii viitorului. Acum suntem într-o perioadă de creștere economică și vă dau răspunsul. Știu sigur că urmează o perioadă de scădere economică. Poate părea simplist, poate părea banal, dar țineți minte, e primul lucru pe care trebuie să-l știe liderii viitorului. Liderii viitorului de astăzi, care trăiesc într-o perioadă de creștere economică, primul lucru pe care îl trebuie să se facă este să se pregătească pentru perioada de stagnare economică care sigur va urma. Despre cum să o facă, cu ce tehnici și metode, vă dau doar câteva indicații. Cash-ul, oamenii aducători de valoare și restul pe bani, probabil dacă vom discuta și într-un alt context. Vă mulțumesc pentru atenție, fiți pe fază!